Primăria Consiliului Județean și majoritatea primăriilor în județ. Și dacă domnul primar Rubu a fost mai rezervat, eu sunt convins că vom câștiga detașat și Primăria Timișoara, un scor care nu va lăsa loc de interpretări. Vreau să mulțumesc tuturor membrilor echipei noastre de campanie care au muncit exemplar în aceste 3 luni de zile. Practic am avut 2 luni de precampanie și 1 lună de campanie electorală. Vreau să mulțumesc tuturor candidaților PNL de la cea mai îndepărtată primărie până la municipiul Timișoara, de la candidații la Consiliul Local până la toți candidații de primar. Au făcut o treabă exemplară și suntem cu toții mândri de ei. Vom câștiga și majoritatea primăriilor din județ conform estimărilor noastre și de luni încolo ne așteaptă 4 ani de muncă, de muncă în care să dovedim, în care să arătăm că Timișul poate fi european pe de-a întregul și nu doar anumite părți din el. Cred că această palmă dată de electorat celor care și-au dovedit ineficiența este, sper, o învățătură de minte că nu se mai poate face politică doar mințind oamenii și că trebuie să vii cu chestiuni concrete și să dovedești prin fapte, nu doar prin vorbe, dacă vrei să câștigi o poziție de responsabilitate. Cred că în urma acestei campanii și în urma acestor alegeri a câștigat experiența și competența, atât la Timișoara cât și în județul nostru, și oamenii au dat girul acelora care au cele mai mari șanse ca împreună să rezolve problemele cu care se confruntă județul și Timișoara și celelalte orașe și comune din județul nostru. Este pentru prima dată în ultimii 30 de ani când noi aici, timișenii, avem șansa unică să avem atât președintele Consiliului Județean, cât și primarul municipiului Timișoara, primarul municipiului Lugoj și majoritatea primărilor din județ și în același timp să avem și guvernul și președintele României. Sper că acești 4 ani de auspicii favorabile din punct de vedere politic și administrativ să se concretizeze în acele proiecte majore pe care Timișul și Timișoara le așteaptă și cu sprijinul guvernamental să le concretizăm așa cum s-a întâmplat și în cazul altor mari orașe. Mulțumesc.